Mai mult de jumătate dintre angajații din educația buzoiană și-au exprimat dorința de a se imuniza anticovid în următoarea perioadă. Autoritățile din învățământul buzoian sunt aproape de finalul termenului de centralizare a opțiunilor din partea salariaților din școli. Și-au exprimat opțiunea de vaccinare 3.000 și puțin de persoane, însemnând personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, dintr-un total de 6.000. Nu pot să spun că e un procent mare, mic, este un procent ok și toți colegii și toți angajații din sistem au avut posibilitatea și au în continuare, că nu s-a închis aplicația, să se înscrie, să-și exprime opțiunea pentru vaccinare sau nu. Reprezentanții Inspectoratului Școlar sunt convinși că procentul va fi și mai mare după ce vor fi analizate eventualele reacții post-vaccinare. Probabil că își vor mai exprima această doleanță din colegi. Trebuie să avem în vedere și următorul aspect. O parte din personalul didactic au contaminat virusul, au contactat virusul. Pe cale de consecință, aceștia s-au imunizat, au anticorpi și chiar am avut o discuție cu un coleg, așteaptă 3 luni sau atât cât îi va comunica personalul medical, doctorul de familie, după care omul dorește să se vaccineze. La acest moment a ieșit din perioada respectivă de o lună de zile. Nu se poate vaccina. Deci, pe lângă acești 3.000, mai există un procent. Angajații din educație sunt incluși în a doua etapă a campaniei de vaccinare anticovid, etapă care ar trebui să înceapă în curând.